găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiru, iar în această seară, în cadrul emisiunii Orașul meu, avem cinstea să ne întâlnim cu un eveniment special. La Galați începe o serie de conferințe care durează astăzi, vineri, 1 aprilie, mâine, sâmbătă, 2 aprilie și duminică, 3 aprilie, a Bisericii Adventiste de ziua a 7, Betania, din Galați. Îi am invitați alături de mine pe domnul Teodor Huțanu, redactor șef al revistei Curierul Adventist. Bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit, mulțumesc. Și pe domnul Eugen Chirileanu, pastorul Bisericii Adventiste de ziua a 7, Betania, din Galați. Bine ați venit, domnule. Bine v-am găsit, mulțumesc. Haideți să vedem la ce se referă această conferință. Ea se numește Iscălitura lui Iisus, întoarcerea la creștinismul autentic. Exact, ce înseamnă creștinism autentic? Pentru că toți ne intitulăm creștini. Unii dintre noi credem că așa ne-am și născut. Este foarte bună necesitatea acestei explicații, pentru că suntem într-un mediu creștin și ne naștem creștini, și la ce bun acest subiect și această aprofundare. Creștinismul instituționalizat, organizat, interdenominațional, înseamnă o afirmare a unei doctrine, a unui mod de a interpreta Evanghelia. Până la urmă este o problemă de acceptare sau neacceptare la nivel intelectual. Temele noastre își propun, sau această serie de conferință, de a plonja mai adânc în esența acestor valori creștine și la impactul pe care l-au asupra vieții personale, de familie sau în societate. Sunt niște valori pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a lăsat în Evanghelie și cred că ele nu sunt deloc specifice secolului I al erei creștine, ci sunt foarte contemporane. Și încercăm să traducem lucrurile acestea. Și lucru foarte important este de a căuta ca aceste valori și aceste atitudini să le avem în lăuntrul nostru, în inima noastră. Pentru că, până la urmă, noi putem merge la o biserică sau la alta, putem avea un crez sau altul, dar, în esență, suntem la fel de amărâți, de nefericiți, sau, mă rog, să zicem, fericiți. Dar Mântuitorul vrea să pună acel unic element divin pe care doar El îl poate oferi în ființa fiecăruia dintre noi. Este o problemă de atitudine, e o problemă de speranță, de optimism, de bunătate sufletească, de altruism, lucruri care în societatea noastră sunt foarte necesare. Exact aici vreau să ajung și eu, vorbind de creștinism într-un moment în care fiecare individ, mai mult sau mai puțin deschis sufletește, se gândește într-un fel sau altul să parvină, pentru că asta este lucrul către care te îndeamnă societatea. Nu poți trăi din spiritual, ni se spune. Domnule Chirileanu, cum este să te adresezi în cazul acesta oamenilor care vin la conferință? Sunt aceștia deschiși către informație? Contăm pe faptul că cei care vor veni vin din interes și vor dori să afle foarte multe lucruri proaspete, actuale, legate de problematica în discuție. Sunt bel convins că cei care cunosc pe domnul Huțanu vor veni să-l asculte pentru a nu știu câta oară, că l-am mai auzit și în alte ocazii, dar sunt bel convins că publicul va fi încântat, așa cum am spus, să audă ceva proaspăt, care totuși are rădăcinile în Sfânta Scriptură, în Biblie. Mi se pare că este o provocare imensă în acest moment să-ți dorești a trăi creștinismul. Pentru că avem o lume a tentațiilor. Într-adevăr, trăim într-o lume, o lume chiar secularizată. Lumea nu are timp de Dumnezeu, nu are timp de Biblie, nu are timp de informații, și totuși pentru noi va fi o onoare să-i primim pe cei care vor dori să vină, să mai lasă deoparte problemele vieții, atâtea multe necazuri sau alte situații, să vină, să asculte un gând de suflet, un moment pentru viața lor personală. Prima conferință se numește Exerciții de recunoaștere și haideți să facem un preambul. La ce se va referi exact acest exercițiu de recunoaștere? De la titlul acestei serii, Iscălitura lui Iisus. E un ceva sugestiv, adică încercăm să identificăm originalul învățăturii lui Iisus, a sensului acestei învățături. Și exercițiile de recunoaștere, însuși Mântuitorul le face cu ucenicii sau le întreprinde, le sugerează. Ne referim în seara aceasta în special la Evanghelia după Matei, capitolul 24, când Mântuitorul începe acest dialog cu ucenicii cu acest avertisment: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Uneori putem să fim induși în eroare, dar cel mai periculos este să te auto-înșeli sau să recurgi la o anumită sugestie sau convingere care nu este tocmai reală. Poate sau că este cel mai seductiv lucru să-ți pui tu singur o minciună. În momentul acela nu mai e nevoie să vină cineva să te tragă pe scoară. Sigur că da. Nu e o
stimularea unei atitudini de suspiciune față de celălalt, ci mai degrabă de autoverificare și de orientare către rădăcini, către profunzimile Evangheliei. Și aceste exerciții de recunoaștere a învățăturii lui Iisus, a secretului de a fi fericit în ciuda circumstanțelor. Circumstanțele au fost pe planeta aceasta și bune, dar de cele mai multe ori sunt și adverse. Iar lumea în care trăim noi și știrile ne spun că viața devine destul de periculoasă pe planeta Pământ. Cum poți să fii totuși optimist, fericit și să fii și altruist, să nu te retragi într-un egoism, într-o autoconservare, să te izolezi de semenii tăi, ci să fii pozitiv, să încerci încă să ajuți, să ai încă încredere și să promovezi încredere într-o lume care promovează egoismul, lăcomia, ostilitatea și așa mai departe. Să nu fii factor al acestui fluviu al nefericirii, ci să devii parte a schimbării calității acestei existențe cotidiene care nu întotdeauna este chiar roză. Nu te transformă în potențială victimă această atitudine evident pozitivă? Ești oricând pregătit să întorci celălalt obraz, de fapt și de drept. Mă întrebați pe mine personal sau întrebați pe cineva care va asculta? Sigur, a fi puțin diferit în ziua de astăzi și nu numai în ziua de astăzi, e un act de curaj. Dar, așa cum spuneam și mai devreme, ne ancorăm în așteptările lui Dumnezeu, încercăm să facem ceea ce Dumnezeu ne spune și cu siguranță vom fi mult mai fericiți decât urmând alt drum. Și cu riscurile de rigoare, că vom fi catalogați nu știu cum, a fi puțin diferit în sensul bun, în a încerca să faci ceva pentru oameni, a dezinteresat. Avem în seria de conferințe și un program medical gratuit, câteva servicii medicale, chiar și intervenții publice. Cine poate beneficia de aceste servicii? Toți cei care vor dori. Toți cei care vor dori, care se simt bolnavi și au nevoie să-și verifice câteva, eu știu, afecțiuni, da? Afecțiuni, da, starea de sănătate, sunt așteptați cu drag în serile următoare, nu începând de seara aceasta, de mâine seară, vor putea beneficia de aceste servicii medicale. Și mâine seară înțeleg că urmează cine este acesta? Conferința cu această denumire? Cine este acesta? Este din Evanghelie întrebarea aceasta. Personajul principal, pentru că există un personaj în toată seria aceasta, cum este un personaj și în Biblie și în Sfânta Evanghelie, și anume este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Dumnezeu venit în trup. El este nu bun doar pentru biserică și pentru slujbele religioase. Eu sunt pastor și asta fac și colegul tot pastor, dar Domnul Iisus Hristos ca persoană, ca ajutor, ca forță de inspirație, ca model, ne este prezent, e prezent cu noi în fiecare zi. Chiar așa spune în Evanghelie, eu sunt cu voi în toate zilele. Și cine este acesta? Iisus Mântuitorul poate să ne însoțească mai mult decât internetul sau alte posibilități ultramoderne. Păi l-am vedem că l-avem tot timpul cu noi. Să ne însoțească în toate circumstanțele vieții. Că mergi la un examen, că mergi la spital, că mergi la lucru, că iei niște decizii, că faci afaceri. Cineva întreba, se poate face afaceri respectând Evanghelia? Se poate. Și cu binecuvântarea lui Dumnezeu și câștigi. Chiar dacă consider că folosind alte metode, vei câștiga mai repede și mai mult. Vei câștiga și vei câștiga durabil și fără consecințe negative. Deci, cine este acesta? Este acesta Dumnezeu și om, Iisus Hristos, cum spune crezul creștin, care se oferă să fie contemporan cu noi. Și contemporan nu doar ca o prezență care să ne spioneze sau să ne scaneze tot timpul ce facem, ci o prezență care să ne ajute, să ne inspire. Poți să fii bun, poți să fii pozitiv, poți să ajuți, poți să schimbi lumea, chiar dacă ți se pare că ai rămas singur și toți sunt împotrivă. Să nu renunți nici odată la această speranță și la acest ideal pe care Dumnezeu îl are cu planeta aceasta, ca să fie toți în cele din urmă fericiți, iar răul să dispară pur și simplu. Și totuși, partea aceasta de material de multe ori ne împiedică să ajungem la zona aceea frumoasă, în care putem gândi cu lucrurile acelea sublime din noi. Iată că nu trebuie să intre neapărat în contradicție, conform a ceea ce spune domnul Huțanu, materialul cu spiritualul. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnule Chirilean? Niciodată nu ar trebui să intrăm în contradicție unii cu alții. Dacă ar fi să ne raportăm la așteptările Mântuitorului, El a spus, mă rog ca oamenii să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, așa să fie și ei. Și ar trebui să lucrăm armonios. Cu siguranță, diferențele de opinie apar din înțelegerea personală a
scripturii, fiecare înțelege, poate în sinceritatea lui într-un fel, dar prin studiu aprofundat, prin dorința sinceră de a practica ceea ce găsești că este bine, vei putea să te apropii de Dumnezeu și în felul acesta ne putem apropia și unii de alții. Încercăm să respectăm, sigur, opinia fiecăruia și nu ne băgăm în sufletul oamenilor și așteptăm ca nici alții să nu se bage în sufletul nostru. O întrebare încercăm tehnică. Să, vă rog, da. Câți gălățeni care nu fac parte din Biserica Adventistă sunt așteptați să vină la această conferință? Noi așteptăm pe cât mai mulți. Dacă estimăm un număr, sperăm peste 100 să vină din ceilalți care nu apărțim Bisericii Adventiste. Noi am împărțit câteva invitații prin teritoriu și ne-am bucurat să fie și alții cu noi pentru că au de câștigat. Există deschidere către Biserica Adventistă și din afară și mă refer din partea vizitatorilor. Oameni care să prefere să vină să frecventeze Biserica Adventistă. Această deschidere există în măsura în care noi oferim ceva care este necesar sau de care oamenii au nevoie și ne străduim să facem exact lucrul acesta. Da. Deci, și din observațiile noastre foarte concrete, să vorbim la nivel statistic, emisiunile care sunt prin Speranța TV sau prin Radio Vocea Speranței, literatura noastră, o casă de editură la nivel național, editura Viața și Sănătate. Sunt o mulțime de alte modalități de a ajunge la semenii noștri și prin această ocazie, prin intermediul și bunăvoința televiziunii dumneavoastră și la gălățeni, și nu e singurul mijloc, dar în acest flux considerăm că este interes pentru oferta calitativă cu privire la stilul de viață, la orientare, la atitudine și inclusiv la viața religioasă, la această iscălitură a Domnului Iisus Hristos față de Biserica Adventistă. Altfel nu ar fi nici motivație pentru activitățile sau pentru acțiunile pe care le facem. La momentul acesta venim cu un program special, dar fiind aici în Galați, participând în fiecare săptămână la biserică, văd că există participare din partea celorlalți care nu apărți în Bisericii Adventiste destul de serioasă. În fiecare sâmbătă, de exemplu, avem cel puțin 20 de oaspeți, uneori mai mult, uneori mai puțin, oameni care nu apărți în Bisericii Adventiste și care vin de curiozitate, cu cărora le place să fie cu noi și noi ne bucurăm de fiecare dată și încercăm să facem atmosferă frumoasă, caldă, să simtă bine că acasă sunt destul de griji, necazuri, probleme și la biserică să găsească ceva pentru sufletul lor, pentru liniștea lor. Aș vrea doar o secundă să mă întorc la problematica media care promovează ideea de creștinism și aș vrea să vorbim și despre Curierul Adventist, publicația a cărei redactor șef sunteți. Dacă se poate să ne faceți o prezentare schematică măcar a revistei Curierul Adventist. Este o revistă destul de veche pentru Biserica Adventistă. De fapt, merge paralelă cu existența Bisericii Adventiste în România. Este o revistă și internă, pentru care informații legate de uzul strict denominațional, programele bisericii și așa mai departe, dar este și deschisă pentru exterior, pentru că în conținut sunt lucruri care privesc pe oricine dorește o creștere spirituală, o relaxare spirituală, o găsire a unui sens în viață. Sunt lucruri tratate de diverse persoane. Unele sunt legate de experiențe din viața de zi cu zi, alții sunt, alte subiecte sunt tratate de diferiți academicieni, profesori și așa mai departe, universitari, în domenii mai de specialitate, economic sau de altă natură. Toate cu legătură spirituală. Aceasta este felul. E o prezentare a Bisericii și Adventiste din România și a preocupărilor ei pentru societatea în mijlocul căreia trăi. În general, de membri biserici este percepută ca fiind special pentru ei făcută. Avem multă altă literatură, să știți foarte bine, multă altă literatură care se referă sau se adresează celorlalți. Revista aceasta este o revistă în care fiecare membru al Bisericii Adventiste găsește ceva și informații despre, așa cum a spus, pe programele bisericii, ce se întâmplă în zona noastră de lucru, eu știu, la nivel național sau la nivel internațional, ce mai fac adventiștii din altă parte, cum se implică în misiune, în slujirea socială și așa mai departe. Dar așa cum spunea și domnul Huțanu, se referă și sau se adresează și celorlalți. Cine sunt redactorii care scriu în revistă? Cine sunt redactorii? Redactorii revistei? Da. Odată sunt însăși autorii care scriu aceste lucruri și
Activitatea mea este să colectez aceste materiale, să le redactez într-o anumită măsură pentru anumite criterii pe care le solicită editura Viață și Sănătate, care este editura biserice. Iar forma finală pe care o vezi cu grafica, cu aranjamentul în pagină și așa mai departe, și lungimea, uneori aici este o mare problemă cu lungimea, că mai trebuie tăiate câte un pic și mai scurtate, mai sistematizate, aici aparține strict editurii. Aici este chirurgul care intervine și pe care nimeni nu-l contestă. Adică uneori cu mine se mai dialoghează, dar acolo sunt lucrurile clare. Ce periodicitate are această este o revistă lunară. Este o revistă lunară și câți ani are de existență? Ce perioadă de existență are? Este de prin 1920 și, uitați că îmi pare rău să nu spun exact data, 27-30. E onorabilă vârsta. Da, deci am spus, vine odată cu, da, cu Biserica Adventistă de când a luat ființă, s-a organizat în România. Domnule Chirilanu, întorcându-ne la problematica conferinței Scălitura lui Iisus, ați avut timp în decursul anilor să-i vedeți pe oamenii care vin. Au existat momente în care respectivele persoane, într-adevăr, au suferit schimbări interioare, au trăit revelații. În momente în care oamenii au ieșit altfel decât au intrat? Da. Acest lucru este o realitate. Sigur, nu toți oamenii sunt diferiți. Noi ne adresăm tuturor oamenilor și încercăm să reprezentăm ceea ce este frumos și bun și nobil și cei care chiar au o nevoie sufletească, care poate nu au găsit în altă parte răspunsul la întrebările lor, pleacă cumva mai bucuroși, încântați și mai vin și mai întreabă și apoi mai iau o pauză, poate și vin iarăși și stau de vorbă cu noi și până la urmă spun, da, e o direcție interesantă aceasta, e o direcție bună, ne-ar plăcea să ne simțim și fericiți, vă vedem fericiți pe dumneavoastră, aveți o anumită împlinire personală, parcă am vrea și noi să facem parte din grupul dumneavoastră, spun așa, de studiu sau de implicare socială, unii apreciază foarte mult faptul că noi ne implicăm în slujire. Și spun, suntem geloși, vrem și noi să facem ceva, că ne simțim mult mai fericiți, ne adresăm uneori tinerilor și atunci când tinerii merg doar într-o tabără, de exemplu, o tabără de, eu știu, de recreație, se întorc acasă nu cu atât de mare satisfacție ca atunci când pleacă într-o tabără de slujire. Avem un tip de slujire, se cheamă Teen Serve, de exemplu, tineri care sunt în serviciu voluntar și ajută bătrânii să fac ceva pe perioadă de săptămână, fără nicio așteptare din partea dumnealor. Și se întorc bucuroși că au putut să facă ceva pentru alții. Evanghelia spune, ești mult mai fericit când tu oferi ceva decât atunci când primești ceva. Oamenii sunt învățați să primească doar de la alții și dau vina pe alții că nu le oferă nu știu ce. Și atunci când tu te oferi să faci ceva pentru alții, ești mult mai fericit, mult mai împlinit. Există un anumit mesaj care impresionează în mod deosebit din această serie de 8 conferințe pe care le veți susține la Galați. Este un anumit mesaj care trece dincolo de masca noastră socială și care ajunge la suflet? Poate că vedeți oamenii din fața dumneavoastră, n-aveți cum să nu-i vedeți. Este un mesaj actual, în același timp este și vechi, pentru că este în crezul creștin de la început, de când de la Nicea. Și anume, iarăși va să vie. Evenimentele din jurul nostru au o anumită semnificație și toți le decodificăm într-un anumit fel. Evanghelia ne spune că toate indică spre revenirea lui Iisus Hristos și apropierea Lui. Deci ceea ce dorim ca să reluăm ca mesaj absolut, trecând peste toate temele sau inundând toate temele, este apropierea de acest eveniment și anume arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta, Evanghelia ne îndeamnă să fim pregătiți, iar slujirea noastră cu aceste conferințe este dorința ca și gălățenii sau concetățenii noștri să ia aminte despre această dorință a Mântuitorului de pregătire și să știe ce capitole, care sunt lucrurile care ar trebui puse în ordine pentru acest eveniment. Pentru că depinde nu numai o problemă temporală, natură materială, sau e o problemă de destin veșnic. Este viață veșnică sau este dispariție veșnică? Și cred că e o miză destul de mare și merită să-i acordăm importanță. Poate că tocmai din cauza mizei acesteia imense, oamenii privesc cu spaimă, ca să nu spun groază, momentul acestei reveniri a lui Iisus. Și în Evanghelie este justificată această groază? Este justificată datorită unor interpretări populare, însă unor denaturări, să spun, la un moment dat, sau a unui creștinism după ureche. De ce căutăm în Scriptura lui Iisus? Evenimentul acesta este numit în Scriptură și Sfântul Apostol Pavel numește fericita noastră nădejde. Deci este o speranță extrem de optimistă, o zi extrem de luminoasă,
când va fi un final și un nou început. Dar acest nou început este fericit. Este doar că trebuie să fii pregătit pentru momentul acela, ca să te poți bucura. Și suntem pregătiți, domnule Chiriganu? Oamenii pe care îi vedeți în jurul noastră par pregătiți? Sincer, nu mi se pare. Mi se pare că lumea se ocupă cu totul de alte lucruri și nu de această revenire a lui Iisus Hristos, de un final. Toate evenimentele din jur arată că undeva ne îndreptăm, că vom intra la un moment dat într-o criză, amenințările de toate tipurile, pornind de la războaie, tensiune, războaiele, clima care s-a schimbat atât de mult și multe, multe alte evenimente din jurul nostru arată că undeva ne ducem, va fi o înfundătură și noi știm că nu se va sfârși lumea altfel decât prin apariția lui Iisus Hristos pe norii cerului să-și instaureze împărăția lui. Momentul ăla trebuie să fie un nou al spaimei neapărat. Exact, exact. Ar trebui să fie o bucurie. Se numește fericita noastră nădejde și așteptarea lui Dumnezeu. Avem titlul Identități restituite. La ce se poate referi Identități restituite? A cincea conferință. A cincea conferință? Identități restituite. Dacă să bine. Identități restituite. Da. Începe Cartea lui Dumnezeu cu această formulare în dreptul omului, și anume că a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Astăzi, dacă oricine, nu trebuie să fie teolog, nici și expert în vreo, se uită puțin în jur, indiferent unde, va găsi destul de greu sau va fi o cercetare dificilă să găsească pe cineva să spună ăsta seamănă cu Dumnezeu, ăsta seamănă cu Iisus Hristos. E mai ușor să spune că semănăm altfel. Dorința Evangheliei și a Mântuitorului este să ne redea tocmai acest statut și această identitate de la început. Să fii bun intrinsec, interior, nu doar să cosmetizezi prin educație un temperament care este rău, anumite vicii care te consumă, anumite angoase, anumite frământări care... Dar asta nu este ca o operație fără anestezie până la urmă? Nu poate să fie foarte plăcut să te transforme atât de radical? Nu-i deloc plăcut, pentru că în Evanghelie Mântuitorul aseamănă cu moartea, și cine vrea să vină după mine să-și ia crucea și să mă urmeze, cu răstignirea, pur și simplu, și dintre morți răstignirea este cea mai cumplită. Și Mântuitorul asta a și făcut, a purtat crucea, spinii, piroane, așa ne iubește Mântuitorul și așa ne spune că este și calea. Numai problema pentru noi, care este marele avantaj? Că el a mers înainte. Nu e problema că trebuie să defrișăm, mergem printr-o zonă necartografiată și nu știm care este drumul. El a mers înainte și tot ce spune el, vino după mine. El a suferit, el a biruit, el a câștigat acest statut pentru mine și pentru fiecare. Nu este absolut nimeni în imposibilitate de a fi bun ca Dumnezeu, să nu ne uităm la semenii noștri și să spună asta niciodată nu are șanse. Dumnezeu dă șansa aceasta, acordă fiecare ființe umane, pentru că toți suntem fii și fiicele lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. El e Tatăl nostru, cum spune și la Tatăl nostru. Deci, această identitate poate fi restituită, recâștigată prin acest unic medic și această chirurgie radicală de care vorbiți dumneavoastră, dureroasă, dar foarte binecuvântată. Și când te faci sănătos, te lași pe mâna Domnului. Faci anestezie, taie, scoate, pune și inima pe aparate, până la urmă nici inima nu mai ai acolo și așa mai departe. Intervin și la creier și unde vrei. Cu speranța să mă fac bine. Dacă pentru câteva zile pe acest pământ, că viața e scurtă până la urmă, nu vreau să fim pesimiști, dar aceasta este, se termină, pentru o viață care nu se termină niciodată și de o calitate care n-are nicio legătură cu răul și cu suferința de pe acest pământ. Nu merită această chirurgie. Băi, cum să nu merită? Singurul risc ar fi să nu ne mai recunoaștem noi pe noi înșine. Asta este singura problemă. Dar haideți să pun o întrebare, să adresez o întrebare ușor statistică. Cine vine în mod special la aceste conferințe? Care este publicul cărora li se adresează conferințele acestea? Vorbim de oameni de vârsta a doua, vorbim de tineri, vorbim de oameni de vârsta a treia, vorbim de mai mult de femei, mai mult de bărbați. Cine are deschidere în principal? Să știți că publicul este foarte, foarte pestrit, adică din fiecare categorie, cele pe care le-ați amintit dumneavoastră, din fiecare, parcă aproape în mod egal. Ca și membri ai bisericii aici, în Galați, la biserica pe care o păstoresc eu, la Betania, sunt foarte mulți pensionari. Dar sunt și tineri care au diferite activități pentru tineri și depinde cine îi invită. Dacă niște tineri invită alți tineri, vor veni tineri. Dacă cei mai în vârstă invită prietenii de-ai dumnealor, vor veni cei mai în vârstă. Femei și bărbați, în mod egal,
participă la evenimente. Nu știm la acesta, ne așteptăm să vină cât mai mulți, dar nu știm exact, vom vedea. Dacă ne-ați întreba la sfârșit sau mâine seară, vom spune exact câți au fost din fiecare categorie. Ca o paranteză, avem și la Biserica Adventistă de ziua 7 Betania oameni care stau cu telefonul în mână în timpul slujbei? Există. Pentru că pe telefon au Biblia, au studii, există... Bine, dacă nu avem jocuri. Da. În general, există tot felul de materiale pe care tinerii se le pot accesa, pentru că trăim într-o societate care folosește foarte mult smartphone-urile și încercăm să oferim pentru tineri hrană, spuneam, hrană spirituală din care să se poată alimenta. Alte lucruri găsesc. Dar este Biblia în diferite traduceri pe telefonul mobil sau diferite studii. Așadar, internetul are și o utilitate în partea bună, pozitivă, sigur, exact. Sigur, sunt de convins că se poate folosi. Domnilor, mai avem 2 minute la dispoziție și am să vă rog să adresați un mesaj către Gălățeni, poate o invitație pentru cei care ar putea să vină la conferință. Vă las dumneavoastră cuvântul de încheiere, domnul Hățanu. Salutăm prin intermediul dumneavoastră și al televiziunii dumneavoastră pe toți concetățenii noștri din județul Galați. Ce să le dorim? O primăvară frumoasă, nu numai în exterior, în grădină sau în parcuri, în natură, ci și în suflete. Și primăvara vine cu flori, vine cu promisiune de rod. Toți cred că dorim să fie puțin mai bine în jurul nostru. Mântuitorul nu spune încă mai adaug ceva ca să puteți suporta. Le doresc gălățenilor acest bine total, de plin, pe care îl promovează Evanghelia și îl pune întâi în sufletele noastre și în familiile noastre, ceea ce doresc fiecărei familii din Galați și fiecărui suflet, dintre cei care vor urmări, vor asculta sau care vor auzi de la alții. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Domnul Chirileanu? Le spun și eu că, în calitate de gazdă a acestui eveniment, voi fi foarte onorat să întâlnesc în sala de conferință a Bisericii Adventiste. Am un program special, un program care nu prea se întâlnește oriunde, acest tip de program, și garantez, așa cum și pe mine mă schimbă un astfel de program, garantez că vor găsi liniștea necesară pentru sufletul dumnealor, mai ales dacă sunt, eu știu, probleme deosebite de comunicare în familie sau de altă natură, dacă sunt și bolnavi, au diferite probleme, afecțiuni, cum ați folosit de-astră cuvântul, îi așteptăm să verifice și starea de sănătate, gratuit, fără să stea la coz. În timpul acesta, cât așteaptă, noi putem să stăm de vorbă și pe alte subiecte care interesează pe dumnealor și am fi onorați de prezența dumnealor noi la această ocazie, la un eveniment ca acesta. Așa cum uităm că cerul este albastru și nu-l mai studiem în fiecare zi să ne uimim de toată creația lui Dumnezeu, așa uităm și de lucrurile care ne pot până la urmă umple și care ne rămân pentru momentul în care închidem ochii, fie și pentru somn, dar vite pentru veșnicie. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor, și vă mai așteptăm pe noi și mult succes la seria de conferințe care vă așteaptă. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, viziunea de plăcută în continuare. La revedere!